Cote literare. Devine bun prieten cu o creangă pe care îl produce la Dumnezeu. Situația lui materială este nesigură, are în cazul în familie, este îndrăgostită de Mica Mitre. În 1877 se mută la București, unde până în 1883 este redactor, apoi redactor și împărția al timpului. Desfășoară activitate publicistică excepțională. Tot aici se ruinează însă sănătatea. Acum scrie Marele lui Lopez, scrisorile cu ceapă și celelalte. În iunie 1883, submenat pentru se bolnăvește grav, e internat la spitalul doctorului Șurțu, apoi la o clinică pe lângă Viena. În decembrie, îi apare volumul poezii, cu o prefață și texte selectate de Titu Maiorescu. E singurul volum din părintul din poveții lui Eminescu. În anii 1883-1889, Eminescu scrie foarte puțin, sau practic deloc. Mihai Eminescu se stinge din viață la 15 iunie 1889, în zorii zilei, la ora 3, în casă de sănătate a doctorului Șurțu. E înmormântat la București, cimitirul Belu. Sicriul e dus pe umerele 4 electe la școala